Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție emisiunii Campus. Pay. Invitata mea din această seară, pot să spun că este prietena noastră a campusului, este în același timp artist plastic, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România, filiala Buzău, este profesor în cadrul Liceului de Arte Margareta Sterian și cred că v-ați dat seama deja despre cine este vorba. Este vorba despre Ana Maria Bogleș. Bună seara, Ana, și bine ai revenit în studioul Campus TV. Bună seara și bine v-am regăsit. Trebuie să spun telespectatorilor noștri că ne-am văzut în urmă cu doar câteva zile, ne-am întâlnit la Monteoru, la festivalul Buzău Fest, unde tu, alături de foarte mulți copii de la Liceul de Artă, dar și de alți profesori, ați mers și ați avut o misiune tare frumoasă, mie mi-a plăcut tare mult ce ați făcut voi acolo. Hai să povestim așa un pic telespectatorilor, care a fost implicarea voastră și de ce erau atât de mulți copii adunați în preajma voastră? Da, acest proiect a sunat când am fost, să zicem așa, chemați pentru el foarte frumos. Am răspuns cu tot sufletul, pentru că era un proiect făcut de copii, în primă fază, pentru alți copii. Cu ajutorul Consiliului Județean am luat materialele care au fost necesare pentru a face ateliere de creație în acea zonă, că de fapt Munteoru și acest, să zicem, eveniment a vrut de la noi să creăm niște ateliere de creație în care să implicăm copiii. Copiii noștri să meargă acolo ca promotori ai culturii, a surselor frumoase care se fac în Liceul de Artă, să meargă mai departe și să promoveze cultura. Așa că au fost împreună cu profesorii coordonatori de la noi de la școală, profesor de pictură Răzvan Mihalcea, profesor de modelat Staicu Monica, profesor de monumental Șușnea Valeriu și Bogleș Ana Maria, ne-am pus mână de la mână toți ca parte de coordonare și copilașii noștri, 18 la număr, au lucrat pe parte de pictură, am făcut pânze foarte interesante cu peisaje de la Munteoru. Astăzi, chiar în holul liceului, le-am expus și am făcut așa un memoriu, să zicem, vizual de ce s-a întâmplat acolo. A fost o pictură, să zicem, în plein air, cum făceau și mari artiști plastici din arta impresionistă. Au surprins copiii pe pânză reflexii ușoare, armonii cromatice din zona Munteoru. Alți copii a doamnei Staicu au lucrat pe partea de modelaj, s-a lucrat în cheraplast, copilul care vizita aceste ateliere în aer liber punea și el mânuța pe cheraplast, lua și el contact cu arta. Domnul Mihalcea la fel și el a surprins printr-o pată mai picturală toată atmosfera de acolo. Domnul Șușnea cu grupul său de elevi a făcut portrete copiilor de față, au fost foarte bucuroși, i-am pictat pe față. Au fost lucruri foarte interesante care ne-au bucurat în primul rând și pe noi, că a fost o acțiune mai mult de voluntariat care ne-a făcut mare plăcere, pentru că Consiliul Județean a apelat la noi, conștientizând și ei că suntem oameni care promovăm adevărata cultură și asta ne bucură. Părerea mea e că pe lângă promovarea culturii, așa cum spui tu, da, într-adevăr s-a întâmplat lucrul ăsta cu vârf și îndesat, eu m-am bucurat să vă văd acolo și pentru că v-ați promovat activitatea voastră de la școală și mai mult decât atât, poate cu ocazia asta, copiii care au venit și au luat pentru prima dată contact cu voi, peste un an, peste doi sau cine știe când, exact, vor veni poate elevi la liceul de artă. Nu numai artele vizuale au fost cele care au promovat cultura. Să nu uităm cultura. De copiii care au urcat pe scenă. Și copiii care au urcat pe scenă și orchestra. Chiar vorbeam odată cu colegii mei, zic, sunt atât de mândră că am plecat din Liceul de Artă ca elevă și m-am întors ca profesor, pentru că de fiecare dată când îmi văd colegii și văd copiii care fac atât muzică, cât și teatru, cât și artă plastică, dau publicului artă, nu știu, am o impresie că emanăm cultură și asta e bine. Și au fost extraordinari și orchestra liceului și copiii, cât sunt de mici, mai mici decât vioara, să zicem așa, și o țin atât de bine, atât din punct de vedere tehnic, cât și din punct de vedere al mărimii acesteia, te face să te simți mândru, odată că ești profesor și odată că ai plecat de acolo ca și ele.
M-a mai bucurat de asemenea încântarea copiilor, încântarea ce se citea practic pe chipurile copiilor în momentul în care tu, eu pe tine te-am văzut, dar sunt convinsă că același lucru l-au făcut toți profesorii de la Liceul de Artă care au fost acolo. La început, pe o foaie albă de hârtie, începea și conturați un desen. Da, da, da. După care, la final, după doar câteva momente, copilașul termina planșa respectivă, învăța deja mișcările, mâinii, da, da, și apensului. Da, chiar aveam copilaș care în prima zi i-am luat eu mânuța, am pus pensula în mâna copilului, eu i-am luat mâna și direcționam și făceam pașii unui copăcel. Bineînțeles, îl făceam cu mâna mea, dar prin copil. Era o sursă din asta, arta trecea de la mine prin el și ieșea ceva frumos. Pentru el era ceva wow. Îi captam foarte mult atenția către această parte, către această latură sensibilă. Îl sensibilizam poate mai tare. Și asta, iarăși în a doua zi, copiii au făcut și au luat parte cu noi la ateliere de artă plastică, de pictură. I s-a dat o foaie copilului și culori și a început să picteze în fața noastră. Da. Cum a fost când ai transformat chipurile copiilor în opere de artă? Copilașii de la Liceul de Artă au făcut lucrul ăsta și erau foarte entuziasmați cei care veneau acolo și faceți-mi și mie, și era o muncă din asta și de plăcere, dar și o chestiuță insistentă că vreau și eu și așteptau copiii la rând, la copiii noștri să li se facă portretul. Și chiar întrebau, dar cât costă? Zic, nu vă costă nimic. Wow! Deci nu le venea a crede că noi făceam lucrurile astea din suflet pentru alte suflete mai mici. Dacă ar fi să tragem așa un pic linie peste Buzău Fest, peste ceea ce ați făcut voi acolo, mâine dacă ar fi, v-ați întoarce din nou? Da, să știi că noi mulțumim foarte mult Consiliului Județean și oamenilor care au încercat să colaboreze cu noi și ne-au acceptat ca promotori ai culturii. Noi le mulțumim pe această cale și vom mai avea proiecte frumoase cu ei și niciodată nu vom spune nu la asemenea gesturi, pentru că Liceul de Artă asta face. Noi vrem să ieșim în evidență și să ne expunem talentele din școala noastră, să ne vadă Buzăul, să ne vadă lumea, să ne aprecieze. Sunt copii foarte talentați și e păcat să nu-i vadă nimeni. Iar aceste surse care pe noi ne îndeamnă să ne promovăm atât liceul cât și cultura pe care o emană acest liceu, nu ne face decât foarte bine și nu vom refuza niciodată. Bineînțeles, doamna directoare este omul care tot timpul pune punctul pe ei. Și care nu vrea să iasă niciodată în față, de fiecare dată stă în spate și spune nu pe mine, da. Lasă copiii, da, lasă. Să știți că este cea care, nu știu dacă, noi dacă muncim și stăm în liceul ăla, în prima fază eu una, de dragul dânsei o fac și pentru copiii care sunt acolo și la un moment dat devine o rutină plăcută. Că totuși te gândești, mă gândeam odată, zic, mai am ceva de făcut, mă mai duc acasă, era o chestie penibilă oricum, dar ți intră în sânge această muncă de plăcere pentru artă și liceul de artă numai asta emană. Și vom fi tot timpul acolo unde vom fi chemați și unde doamna directoare, bineînțeles, ea săraca cu modestia ei, ne va trimite. Să ne obișnuim așadar să vă vedem tot timpul la astfel de evenimente, poate și la altfel de evenimente. Deja de ani de zile vă vedem, poate și în locuri mai puțin obișnuite, să zicem așa, o să vorbim și despre acest aspect, dar mă bucură tare mult să constat implicarea elevilor, dar și a dascălilor de la Liceul de Artă în comunitatea locală. V-am regăsit, iată, la Buzău Fest. V-am regăsit în locurile de joacă din orașul Buzău. V-am regăsit la târgurile de Crăciun sau cu alte ocazii. Mă bucur să vă descoper. Nu e greu să ieșiți în evidență acolo unde sunteți. Cu toate că sunteți destul de tăcuți. Copiii voștri când lucrează și atât. Își văd de lucrările lor, de inspirația lor, probabil, dar mă bucur foarte, foarte mult să văd implicarea în ceea ce înseamnă comunitate locală. E greu să fii tot timpul acolo unde ți se cere? Nu
este greu. Ți-am zis, Mirela, copiii răspund cu plăcere. Cei de la muzică nu sunt tăcuți deloc și își fac simțit de prezența oricum. Noi suntem tăcuți, să zicem, verbal, dar insistăm pe vizual și suntem tăcuți la, și la final efectul nostru este cel care atrage atenția și vorbește. La noi limbajul vizual și plastic este cel care vorbește publicului care vine să ne privească. Nu este greu să mergem acolo unde suntem chemați. Ți-am zis, mergem cu plăcere și târgurile acestea care le-ai amintit tu au fost foarte bune și un prilej foarte bun iarăși de a ne promova calitatea cu care se ocupă liceul de artă. A fost târgul acela de Crăciun în decembrie, unde copiii noștri au făcut tot felul de podoabe de Crăciun, care mai departe au fost, bineînțeles, date pentru publicul larg. Mai departe a fost și târgul acela de mărțișor, care iarăși a încercat să ofere o pată de culoare standurilor de acolo. Ce face simțită prezența? Ce spun buzoienii când vă găsesc în locurile în care ajung și ei? Uite, știi ce am pățit la unul din târguri? La târgul de Crăciun a venit o doamnă care a fost eleva liceului de artă și a cumpărat mai multe produse de la noi pentru că ea de acolo a plecat. A fost un gest foarte frumos pentru că am simțit că a vrut să ajute copilul care are talent și să-i promoveze arta și să-i crească valoarea, pentru că copilul el este mic și atunci când își vinde produsul nu știe să se aprecieze, dar când vine un om și îți apreciază munca și îți dă și un bănuț, deja copilul este motivat să facă mai mult. Și târgurile astea de Crăciun și de mărțișor, mulțumim iarăși Consiliului Județean că ne-a dat această ocazie, a fost o promovare a copiilor care probabil le-a fost, cum să spun, teamă să iasă în față pentru a-și vinde nu talentul, ci a-și promova talentul și a încercat să-i ofere un pic de calitate acestui lucru, da. Îmi doresc ca toți buzoienii care ne privesc, toți cei care vă regăsesc la astfel de târguri, la astfel de evenimente, să înțeleagă că și dacă produsele voastre la stand au un preț, este greu să procuri toate materialele necesare realizării unei lucrări, fie că vorbim de o pânză, fie că vorbim despre o sculptură și așa mai departe. Este foarte, foarte greu să le procuri din bănuții tăi de buzunar și în felul ăsta banii care vin de la buzoieni pe operele acestor copii se transformă în 99% din cazuri în materiale pentru a putea face din nou astfel de obiecte. Oricum arta este frumoasă, este vizibilă pentru toată lumea, este de apreciat, să zicem, pentru toată lumea, dar este foarte scumpă. Materialele sunt foarte scumpe. Noi avem ateliere de creație, ateliere de specialitate unde copilului trebuie foarte multe. La liceul de artă s-a înființat anul acesta, unde eu sunt profesor, un atelier de tehnici pentru conservare și restaurare. Sunt experimente în a învăța copilul tehnicile vechi, ca să poată să-și explice mai departe ce înseamnă un bun de patrimoniu cultural. Și avem și, am văzut că rulează și niște imagini cu câteva lucrări ale copiilor. Și copilașul la acest atelier are nevoie de culori foarte bune, nu foarte bune, bune, cu un pigment foarte bun, din care să poată să iasă o lucrare cât de cât bună, să reproducă tehnica veche, să o ducă prin renaștere, să o treacă prin impresionism, să o ducă mai departe în arta modernă, pentru că fiecare secol a lucrat pe o anumită tehnică și copilul experimentează tehnică și are nevoie de materiale pentru a face această tehnică. Îți trebuie un lemn pentru icoană, dacă vrei să experimentezi tehnica bizantină, unde s-a lucrat numai pe icoană, este scump, într-adevăr. Pânza, iarăși, este un pic mai accesibilă. Încercăm să ne, și noi profesorii, să-i mai ajutăm pe copii. Olimpiadele, iarăși, necesită și ele suporți, mai ales cea de arta icoanei, unde am mers o să vorbim și dar nu luăm din partea asta. Iarăși sunt multe lucruri care liceul de artă, copiii care vin la liceul de artă trebuie să și le procure singuri și noi îi mai ajutăm. Școala îi mai ajută, să știți că de multe ori cu materiale. Da.
Da, e un aspect despre care poate puțină lume știe. Noi ne bucurăm de tot ceea ce ne oferiți, coloane, fie că e un spectacol, fie că este o lucrare, dar n-avem cum să nu punctăm și acest aspect. Și pentru că vorbim despre evenimente la care vă găsim, vreau să spui dacă mai aveți lucrările expuse în Primăria Municipiului Buzău. Da, în sediul primăriei municipiului Buzău, anul acesta ni s-a dat o ocazie foarte interesantă și foarte frumoasă, unde am apreciat acest lucru, și pentru a expune lucrările celor care au terminat, să zicem așa, lucrările de atestat. Înainte, atestatul pe vremea mea, vorbesc de acum, parcă am o vârstă, pe vremea mea se făcea la galeriile de artă. E, anul acesta s-au făcut la primărie și a fost o ocazie foarte bună pentru că a prins acea perioadă din noaptea muzeelor, unde toată lumea a putut să vadă că suntem oameni care avem ce oferi. Și copilașii noștri, atât secția de sculptură, care a fost an terminal, cât și secția de grafică an terminal, secția de... Am avut grafică, sculptură și de arhitectură și au expus acolo lucrările. Viitorii arhitecți și-au reprezentat proiectele, atât machetele, cât și planul, cât și perspectiva, cât și multe amănunte care țin de tehnică și de clasa de arhitectură. Grafica, bineînțeles că și-a expus lucrările finale, cu lucrări foarte interesante și foarte frumoase de la copilaș, câte două sau câte o lucrare. Sculptura, bineînțeles că a lucrat foarte mult pe volum și și-a expus, bineînțeles, viziunile lor artistice. O ocazie foarte bună pentru că a coincis cu noaptea muzeilor și toată lumea a venit să le vadă. Este practic prima lor expoziție adevărată, da, este primul, să zicem, e prima deschidere de aripi care oferă atât școala, cât și acum primăria, o deschidere foarte frumoasă a aripilor, să meargă mai departe și să învețe să zboare, că de fapt este o lansare, dau un alt exemplu, o lansare la apă și să ai și un pic de vânt din spate, deja ți se umflă pânzele altfel și ai altă direcție către ceea ce vrei să faci. Înțeleg că ideea primăriei se va repeta și anul următor și în următorii ani ce vor veni, tocmai din dorința de a-i sprijini pe acești tineri. Bineînțeles, când copilul iese din spațiul școlii și merge mai departe în instituții care promovează Buzăul, care promovează și susțin foarte bine toată partea locală, copilul deja se simte important și când copilului îi dai importanță și îl susții din punctul ăsta de vedere, îl ajută foarte mult. Pentru că dacă copilul stă în anonimat până la anumit punct, ai de învățat, e puterea exemplului, ai de făcut asta și asta, trebuie să ai grijă când deja ajungi la atestat și nu mai există puterea exemplului, ești tu acolo și ești și promovat, deja ai o altă atitudine și privești altfel viața și gândești altfel la viitor. Au fost copii care n-aveau curajul să iasă cu lucrările lor sau n-aveau curajul să se exprime în public, chiar și pe o planșă, și urmarea participării la aceste evenimente să fie acum mult mai dezvolt, mult mai deschis, mult mai... Așa este, da. Sunt copii inhibați și sunt copii care de multe ori nu-și văd valoarea. Nu că nu și-o văd, le e teamă să-și o recunoască. Și acești copii emotivi, dar foarte sensibili și cu foarte mult talent, au nevoie de imbold de genul ăsta. Și ți-am zis, Mirela, cu cât copilul simte că îi se apreciază munca și iese din spațiul școlii și îl vede mai multă lume, deja pentru el este un imbold necesar. Luăm o scurtă pauză publicitară, după care vom reveni în direct și vom continua discuția noastră, pentru că vreau neapărat să vorbim despre premiile olimpicilor. Foarte, foarte multe premii au primit copiii de la Liceul de Artă în acest an, dar și despre proiectele voastre viitoare. Scurtă pauză publicitară, după care revenim.